Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute după ce au fost sesizați cu privire la faptul că Dumbrăvescu Cătălina, în vârstă de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliul din satul Șona, comuna Mândra, fără a se cunoaște destinația și fără a mai reveni până în prezent. În momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o geacă de fâși de culoare neagră, pantaloni de culoare albastră și era încălțată cu o pereche de pantofi sport. Persoanele care pot furniza informații cu privire la identitatea celei căutate sunt rugate să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.